mamă, cum se vede. Să atenți cum... Băi, la voi se vede așa, parcă ar fi ceva printre astea. N-am dat drumul la lanternă. Ah, cred că copacii se văd. Băi, oameni, ia uite cum se vede omul cață și pe la mine se vede cumva ciudat. Băi, oameni buni, știu că am anunțat că... Da, am spus că nu intru, păi, da... Am spus că nu intru și după aia m-am simțit dator. De timp a sunat și a încercat să mă convingă să nu mă simt dator că a intrat acolo și a oferit o grămadă de cadouri. A intrat Andreea Petronela în timp ce eram la Iani și la Narcisa... În timp ce eram cu Iani, cu Narcisa și cu Cătălina în gazdă. Și a făcut acolo din nou spectacol. Și știți că mie îmi place să ofer de fiecare dată câte ceva la schimb. Înțeleg că e susținere și apreciere necondiționată. M-a și sunat să mă roage să stau acasă. Mi-a spus, băi, eu îți ofer cu oricum ar fi și poți să stai și acasă, poți să stai și în drum. Nu trebuie să simți ca o presiune treaba asta. Dar am zis că o să fac unul scurt, pentru că e felul meu de a-i mulțumi. Și o să stăm până în ora 1 în seara asta. Încercăm să vedem dacă mai mișcă Alina. Și vreau ca să spun la începutul live-ului să-i urez și eu la mulți ani lui Narcisa. Cu siguranță o știți cu toții pe Narcisa și cât de mult încearcă să mă promoveze. Și cât de mult mă susține și ea, așa cum poate. Așa că vă rog, din tot sufletul meu, hai toată lumea acolo în chat, la mulți ani Narcisa! Face parte din comunitatea noastră și știți că îmi place să fim uniți. Uite-l și pe Nașu. Ce faci, măi, Nașule, mă? A intrat și Andreea, a intrat toată lumea. Suntem 1000. Vă rog, bubui tap-tapul ăla să moară toți haterii de ciudă. Ăștia de pe la... În special ăștia de pe la Hoia, care nu vorbesc de nimeni, dar vorbesc. Haideți, mă rog, să lăsăm vii cu vii, morții cu morții. Pentru mine ăștia sunt trecuți pe aici. Ăștia care le trăi, nu cei toți cei care fac paranormal. Ăștia care mă menționează pe mine și au o problemă cu mine, cam ce e aici, așa sunt și ei. Respect, respect tuturor. Și mai am o rugăminte la voi, că știți că este forța noastră numărul 1, să arătăm... Salut, Vio! Uite, a venit și Viorel. Acolo și-a încheiat. Toată lumea respect Andreea. Repet, m-a rugat să nu fac. A spus că nu e nicio presiune, că nu pune presiune pe mine prin cadouri și că fac când vreau și când mă simt eu capabil. Astăzi am lenevit toată ziua, am stat pe canapea, n-am fost nici la cumpărături, am fost doar la căței. Să le duc 30 de minute, am stat plecat de acasă după ce am venit de la muncă, să le duc mâncare la căței și atât. Deci, anunțasem că nu o să fie live, dacă avem live este 100% pentru că Andreea a venit la mine în gazdă și a bubuit acolo cadourile alea și m-am simțit eu dator să încerc să-i arăt ceva și în seara asta. Hai să vedem în primul rând. Mamă, tu pisica e acolo, bă, nu cred. Pisica e în fața mea, frate. Ați văzut ochii care sclipeau și au plecat? Cum o chemam pe aia de aseară? Aseară a fost Alina. Alina, Alina, Alina minima. Apropo, vedeți că am pus un TikTok cu pisica mea neagră. Aia e melodia mea de acum înainte, cu pisica neagră. Foarte șmecheră melodia. M-a amuzat teribil. Ia uite, mă, asta e albă. Bă, zici că e Sfinx dintre ăla. A, ba nu, nu văd eu bine. Pisi, 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 nu te teme. Nu te teme, iubire. Stai aceea, hai să vorbim. Tu habla spaniol? Parla italiano? Janez romanes? Yes, yes, yes. Nimic? Ești vreun spirit ceva? Vrei să ne transmiți ceva? Mă urmărești? Mă așteptai pe mine? Tu ești Alina? Te cheamă Alina? Bă, că ești foarte curioasă de felul tău. Nimeni nimic, nobody else, mersi, mulțumesc tuturor.
Ia uite, mă, ce cuminte stă. Păcat că nu am mâncare la mine. O să iau de acum înainte și pliculețe de mâțe, că în mașină am mâncare de căței. O să luăm și pentru mâțe. Păi, stați așa să văd. 1, 2, 3, acolo la aia. Mamă, ce a strălucit. Vreau ca să merg direct la zona cu pricina. La locul cu pricina de live-ul trecut. Nu spune că aici. Știu că îl chema Ion pe domnul căruia am pus asta. Pe aici intrăm. Și cred că acolo este mormântul pe care am stat data trecută când a luat-o Rempo Durazna. Ia să vedem. Da, uite țevile aici. Acesta este. Repet, nu încerc să fac nimic vis-a-vis de omul ăsta. Pur și simplu aici aplicația mi-a spus ceva interesant. Și aș vrea ca să vă mai arăt un lucru pe care l-am observat acasă în timp ce eram în gazdă cu Iani, cu Alina. Andrei. Mamă, Andreea! Mulțumesc, respect, vai de capul meu! Ce a fost asta, frate? Monstru din Loines, mamă, cum a făcut asta? A fost dublă emoție, a fost și de la sunet, că mă uitam la ăsta să-i dau drumul să vă arăt ceva interesant. Mamă, cum a sunat! Băi, cum a sunat asta! Se potrivește cu locul. A fost emoția cadoului, că e un cadou mare pe care am simțit-o și pletind de mesaj pe WhatsApp, ci că iar a rupt Andreea. Păi Andreea face spectacol deja, nu mai e nicio chestie. Asta e susținere necondiționată și îți mulțumesc din tot sufletul meu enorm de mult. Haideți să revenim la subiect. Vreau ca să vă arăt ceva interesant, ceva ce am descoperit în timp ce eram în gazdă. Îți vine frica. Până la cât stai, până în 1. Repet, live-ul ăsta nu era programat, l-am făcut pentru că Andreea mi-a oferit o grămadă de cadouri în timp ce eram în gază și am simțit nevoia ca să îi ofer și eu ceva, să vadă ceva în seara asta, uite, ca un film. Așa. Băi, oameni buni, ia fiți atenți, că știți ce s-a întâmplat live-ul trecut când am plecat de aici? Nevoie. Marș, mă, că nici nu i-am dat drumul bine, nevoie. Ai nevoie de ceva? Stai să oprim asta, oprim lanterna, ca să puteți să vedeți ecranul. Așa. În afara faptului, mulțumesc Iulian Popa, mulțumesc, mai era cineva cu origami, mulțumesc tuturor oameni frumoși, respect, nobody else, uite și ea acolo. Respect, view-ul, tuturor. Băi, oameni buni, vreau ca să vă arăt ceva ce m-a uimit în timp ce eram în gazdă. Știți că la finalul live-ului, ultimul live, m-am întâlnit cu o femeie la 2:30 noaptea în cimitir în timp ce eu plecam. Băi, fiți atenți ce zicea aplicația, cred că înainte să mă întâlnesc cu ea, în timp ce mă pregăteam să plec, fiți atenți ce cuvinte a putut să rostească, cuvântul 6. Vino afară, Iani, mersi Iani, deci avem 12 care îl spunea înainte, vino afară urmărind și Alexandra. Și nu este cunoscut asta când a fost, la 10 și 17 minute, cred că i-am dat eu drumul acasă, sau nu știu care e faza, nevoia a fost acum. Dar se poate vedea și data și ora la care a vorbit aplicația. Care credeți că e faza cu urmărindu-o ăsta? Credeți că am fost avertizat cumva? Că cineva mă urmărește? Deci, repet, nu o văzusem pe doamna respectivă când mi-a spus urmărind. Și o să vă arăt din nou la final, că cei care ați fost pe live recunoașteți puțin zona. Băi, oameni frumoși, nu este nicio lumânare aprinsă la mormântul ăla. Deci unde doamna s-a pus și s-a întors cu spatele către mine, repet, nu cred că era, să ne înțelegem, nu era fantomă, că i-am dat bună seara, mi-a răspuns la bună seara, era o doamnă undeva între 35 și 40 de ani, maxim, dacă nu chiar mai tânără. Eu cred, și sper să nu vorbesc cu păcat, că era chestia de ceva de vrăjitorie. Acesta fiind un cimitir foarte vechi, cei care aveți idee de așa ceva și de treburile astea, știți că prin cimitire se fac cele mai puternice vrăji și pe aici. Când faci cuiva ceva și vrei să-i faci o nefăcută, pe la pui chestia asta cu farmece și așa mai departe. Nu pot să bag mâna în foc, dar părerea mea personală, pentru că femeia, cum să vă spun,
Pur și simplu s-a ferit. Uite, eu mergeam așa, la plecare, am ieșit, eram pe aleea principală. Mergeam așa, mă uitam la comentariile voastre ca să dezbatem ce se întâmplase în seara aia, pentru că n-am avut activitate în Rempo decât aici. Aici și acolo undeva. Și camera aia mă vede și dau și lumina pe ea. Și în față, pe la al treilea bec, am zărit o doamnă. Când am zărit doamna respectivă și ea m-a observat pe mine, ea a cotit-o în dreapta mea și stânga ei. E, problema e că acolo, la mormântul ăla unde a cotit-o ea, părea că vrea să aprindă o lumânare, dar femeia s-a întors cu spatele la mine, stătea cum ar fi mormântul ăsta aici, stătea așa, vai domne că aprinde ceva, și nu mi s-a părut nicio secundă că avea teamă de mine, ceea ce e ciudat, fraților, că fiind în cimitir la ora așa târzie, pe lângă faptul că era o femeie și avea cu curaj să meargă la ora aia singură în cimitir, hai să fim serioși că se vede, sunt cât crucea de mare, că eu acum o țin la nivelul capului meu, deci atâta sunt eu de înalt. Uite, se vede și asta în asta. Deci, și crucea asta, să mă ierte Dumnezeu. Uitați cât am mormântul e. Să vezi dita mai matahala că se îndreaptă către tine și tu să n-ai nicio reacție, să te uiți la el. Adică, na, nu știu. Mai mult mi-a dat impresia că se ascunde de mine la modul să nu văd ce face, nu că nu vrea ca să o observ eu. Ai video cu ea? Da, o să fie postat mâine, că am zis că postez astăzi, dar... Asta și eu și m-am luat cu altele și nu l-am postat. N-are importanță în ce cimitir sunt, n-are importanță... Și Franco a întâlnit una, spune nevastă mea, da. N-are importanță în ce cimitir sunt. E vorba de ce s-a întâmplat. Și am venit aici să testăm din nou. Apropo, să știți că eu când am oprit live-ul am mai stat puțin în cimitir. Este înăuntru. Ok. Vorbește cum îi dau drumul aplicația, doar ce i-am dat drumul acum și vorbește în locul ăsta. Asta m-a făcut aseară să mă opresc aici și să încerc să pun rempodul și restul aparaturii aici, în acest loc. O să punem din nou rempodul, să vedem dacă face la fel ca aseară și o să încercăm să menționăm pe Alina, că era numele care ne l-a spus. Știu că pe mormânt scrie Ioan, n-am treabă cu omul ăsta, pur și simplu aici mi s-a descris o poveste de către aplicație. Mi-a spus numele Alina, mi-a spus ucis, a spus somn, a spus chiar și vrăjitoare. Da. Da, a zis vrăjitoare, știu că a zis vrăjitoare. Că acum a încercat să reconstitui ce spunea. Se vedea la față femeia aceea. Da, frate, am văzut-o și, repet, nu era o femeie, era o femeie normală, nu era o femeie urâtă, nu era o femeie frumoasă, o femeie comună. Și o femeie, nu, era om, nu era altceva, să ne înțelegem, nu facem scenarii și nu facem idioțenii pe aici. Nu cred că era fantomă, moroi, strigoi, dar mi s-a părut extrem de suspect atitudinea ei, așa, faptul că parcă totuși se ferea de mine. Da, se ferea în sensul ăla, nu să nu o văd, repet, să nu o văd ce face. Ba da, am vorbit cu ea, am dat bună seara. Eu treceam cu live-ul mână, ce vrea să-i fac? Să întreb ce e doamnă cu dumneata pe aici la ora asta. Doamne ferește! Da, ciudat mi s-a părut că după ea n-a mai plecat. A stat ceva în locul respectiv. Hai să vedem. Marș, mă, că din nou, din prima minută pe asta. Deci în același loc, aceeași treabă cu rempodul. Luăm restul de aici. Stați că am luat și țigările. Aici se aprinde la toate becurile. De când am instrumentul ăsta nu mi s-a aprins niciodată. 5 din 5. Îl puteți vedea în față. Și o să încerc din nou să fac aceeași chestie. Alina, dacă ești aici acum, sunt mort. Fiți atenți, mamă, Cavaș. Mă întreabă dacă e mort. Stați să punem și celălalt aparat. Să luăm și spirit box-ul. Și o să facem din nou schema ță, să încercăm să rugăm spiritul din acest loc, indiferent de numele lui, să lase aparatul în pace. Dacă... Ia uite-l-mă! Uite-l-mă cum s-a oprit, mă! Dacă în momentul ăsta un spirit interacționează cu acel aparat sau o entitate, te rog din tot sufletul meu să te oprești, să încerci să te îndepărtezi de el pentru o perioadă, lasă becurile în pace,
să pot să-mi dau seama că interacționez sau, dacă interacționez sau nu cu tine. Poți să lași, te rog. Nu lasă de data asta. Aseară l-a lăsat de 3 ori din 4. Uite că acum stă pe verde și pe galben. O perioadă. Te rog să-mi... Fac idioțenia asta că stau puțin. Lasă aparatul ăla și încearcă să-ți iei energie de la mine. Îți permis să te hrănești cu energia mea, lasă aparatul. Dacă asta vrei, lasă aparatul. Morș. Du-te, mă, omule, la culcare. Du-te, mă, frate, tu la... Bă, gameaș, bă, iar a venit, mă, un idiot ca să mă trimită la culcare. Asta se repune și pe cea... Mi-e ciudă că nu reacționează la ceea ce spun eu acum. Andreea! Ne plimbă Andreea cu iahtul. Păi stai, Lidia, liniște. Și Lidia mi-a trimis mesaj să nu mai fac idioțenia asta, să nu spun că îi permis să se hrănească cu energia mea. Doar încercam să dovedesc faptul că ceva interacționează cu rahatul ăsta de REM-pod. Și m-am gândit că ce poate fi mai atractiv decât energia unei persoane vii? Pentru... Fals! Nu vrei energia mea? Ok. Înseamnă că ești un spirit bun și nu vrei să-mi faci rău, nu? Ai încercat să mă avertizezi aseară? Nu am, mă, că acum s-a oprit puțin când am zis dacă am încercat să mă avertizeze. Băi, pentru o perioadă s-a oprit puțin. Nu oprește în continuu, dacă n-am întrebat dacă a încercat să mă avertizeze, a fost pe verde puțin și a stat cu o fracțiune secundă. Mă rog. Lord, din nou. Laurențiu, tată, a spus din nou numele Lord. Numele câinelui. Stai să vedem dacă avem din nou arici aici. Că a mișcat iară ceva pe lângă mine. Vreau să pun și cadrul să întrebăm în spirit box. Ești protejat, nu te poate atinge. Dar nu sunt ca alții, să zic că Dumnezeu lângă mine. Eu cred că pentru credința pe care o am și faptul că îl consider pe Dumnezeu ființa supremă, nimic nu-mi poate face rău atâta timp cât eu mă închin lui. Haideți că nu vreau să par dintre ăsta, nu știu, martor sau așa mai departe. Deci, repet, sunt o persoană extrem de credincioasă, nu consider că mă poate afecta niciun fel de spirit, chiar dacă îi dau voie sau chiar dacă nu. Ia uite, mă, că a aprins și pe ăla. Hai să aprindă albastru. A aprins pentru o secundă becul albastru. Îndepărtează-te de el, te rog. Lasă becurile în pace. Dacă ești aici cu mine, lasă becurile în pace. Prostii. Dar nu te obligă nimeni să te uiți, dragă Grigo. Du-te, fata mea, tare, cu Dumnezeu înainte. Așa. Hai să vedem, să punem și pe celălalt. Hai vedem, poate în seara asta interacționează și cu ăsta. Dar totuși nu cred. Punem întrebarea care am pus-o și aseară. Știu că pare că ne repetăm, dar chiar vreau ca să mă macină. Extrem de mult vreau ca să văd ce are de spus Spirit Box-ul. Aparatul... Vreau să pleci. Mamă, ce m-am speriat și pe ce ton mi-a spus să-mi bag picioarele dacă nu. Vreau să pleci. Încerc să mă avertizez că e ceva malefic aici. Ai încercat cumva să mă avertizez să plec să nu pățesc ceva rău? Nu, sau tu. Asta a fost un tu. Am înțeles că n-are rost să mă chinui să întreb numele, pentru că niciodată nu o să-mi spună numele lor. Vreau să știu dacă ești un spirit bun. Mă
Marș, mă, că întreb dacă e spirit bun și spune că sunt o fantomă, frate, exact ca seară se potrivește rahatul ăsta de telefon, un rahat de aplicație, care, repet, e o aplicație, a fost folosită pentru divertisment, ăsta face ca toate visele și ăsta îmi spune că e o fantomă. Și după ce mi-a spus, te rog, pleacă, vreau să pleci, nu, ăsta îmi spune că e o fantomă. Și acum vreau ca să le demonstrez la toți... Înăuntru unde? Așa. Marș. Uite, mă, senzorul de temperatură. A scăzut temperatura. Acolo, în mormânt? Poftim cum face. Și hai ca să dovedim la 3900 de persoane că aici este într-adevăr ceva care influențează acest aparat. Facem schema ță repede. Îl luăm pe ăsta și ne mutăm în partea cealaltă unde am fost aseară și am încercat să interacționăm, să vă arăt că nu face așa decât în anumite locuri unde detectează o prezență. Le băgăm în rucsac frumos și plecăm cu ele unde am fost aseară. Respect, Andreea, și îți mulțumesc din tot sufletul meu. Ăsta îl țin pe mână. Mamă, de când se roagă vio de mine să pun un scoș la el și n-am mai apucat să-l pun. Ba da, iubire, unde am fost aseară și n-am mai mișcat, că acolo știu că nu mișcă. La bancă mă refer. A, am fost sâmbătă, da, îmi cer scuze. Și că n-ai fost aseară, am fost sâmbătă. Sâmbătă am fost. Sâmbătă, da, că a fost la seara de povești. Alta camera. Altă cameră. Ok, mi-am aici asta cândva. Aseara ai avut povești. Da, iubire, iartă-mă, știu că sunt zăpăcit. Haideți să mergem... Ne întoarcem în partea asta doar ca să vă demonstrez că Spirit Box-ul și cu RemPod-ul și chiar și cu aplicația marș cum a scrâșnit. Nu mai interacționează la fel de tare. Mamă, ce m-a încăcat pe mine, au apărut doi dulei, doi câini în fața acolo. Așa. Trecem peste. Nu-i problemă. Dar cum au venit așa și sunt și negri. Haideți să vedem. 4.000 de persoane. Băi, oameni frumoși, vă mulțumesc din tot sufletul. Și dacă mai sunt încă curioși care încearcă să vadă dacă încerc să înșel pe cineva, să știți că nu încerc să înșel pe nimeni. Tocmai acum încerc să demonstrez treaba asta. Că ăsta nu o să miște în partea cealaltă. Și decât acolo... Nici de aplicație nu încerc să conving pe nimeni. Fiecare crede ce vrea. Îngropat. Băi, ok. Îngropat. Ești îngropat în acest loc? Vreau să știu dacă ești îngropat în acest cimitir. A căzut bariera. Nu știu ce a căzut, dar... Uite, aici... În dreptul becului, pe undeva pe aici a fost femeia aia aseară. Sâmbătă seară, că îmi zic mereu aseară. La finalul live-ului, când încercam să mă întorc. Înainte să-l închid. Tată. Marș! Marș! Poate chiar aici o fi fost. O fi rămas la o cola. Nu mai știu exact. Mie mi s-a părut că avea niște flori mormântul ăla. Vă rog din suflet, atâta cerință am la voi, nu vă cer nimic altceva decât să dați tap-tap. Dați tap-tap în ciuda la hateri, rupeți și voi butonul ăla de tap-tap, că n-am mai zis, și în cazul în care vă place ceea ce fac, o urmărire. Asta e tot ce o să vă cer vreodată. Repet, doar dacă vă place ceea ce fac, nu trebuie să dați... Forțați. Aici mi-a spus că vine și pleacă. Aici stau. Ok, haideți să le punem aici aceleași treburi, aceleași lucruri. După aceea o să ne întoarcem în locul respectiv, pentru că aici sunt sigur că nu o să mai am activitate. Mamă, de când e asta aprinsă și aseară a fost aprinsă? Și sâmbătă seara a fost aprinsă, că mereu zic aseară. De ce este aici? Mamă, și asta m-a întrebat și când am venit prima dată aici. Respect, Andreea. Respect și mulțumesc din suflet. Haideți să vedem. Ce ziceți? Mai face... Cioc, cioc! Anybody here? Vreți să veniți la interviu puțin, vă rog?
Dacă vreți să părăsiți incinta, acum e șansa dumneavoastră. Ha, să-i dăm drum. Deci, același aparat, în același cimitir, aceleași butoane apăsate, range maxim. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Și exact ce spuneam. Aplicația tace, ăsta nu mișcă. O să folosim numele Andreea, pentru că ăsta a fost declanșatorul și de acolo am început sâmbătă seara să avem mișcare în REM pod. Australia. Măriuca, mulțumesc. Australia. Of Germania. Mulțumesc, Măriuca, pentru reabonare. Îți mulțumesc din suflet. Mamă, am 95 de abonați. Alina, știu, știu. Alina, Alina, Alina minima. Hai, vino peste mine, Alina. Explicați-mi și mie, vă rog frumos, fenomenul ăsta. De ce aparatul ăsta, care este special pentru așa ceva, pentru ghost hunting, aici nu detectează nimic. Repet, sunt în același cimitir. Și vă arăt că funcționează, că nu e stins sau ceva. Ia. Ia uite, uite cum funcționează. Când se apropie ceva de el, face așa și când, în funcție de cât de aproape e, se aprind toate becurile. Și ultima tăchire. Când a făcut asta, ceva a atins antena. Și dacă vă gândiți la insecte, aici de ce n-ar fi insecte? Că sunt în același cimitir. Uite, sunt și țânțari, sunt și furnici, la fel ca acolo pe cavou. Arată copacul. Ce aveți, mă, cu copacul? Viorele? Viorele, piciorul Viorelii. Vă salut pe toți. Nu cred. Pune-l pe cavou. Vi-l pun, mă, și pe cavou. Stai să luăm o mână și să ne mutăm pe un cavou. Acum mă detectează pe mine. Acum nu mă mai detectează. Deci sub el nu detectează nimic. Cred că totuși e de la mâna mea că se mișcă pe aici. Hai să-l pune, să-l lăsăm undeva. Uite-l, bă, că aici ce face. Nu mai face. A făcut că am fost, că am pus eu mâna. Faci sau nu faci? Alina, ești pe aici? Ce face, mă, face numai pe cavou? Vorbește-mi, băga mea și picioarele mea. Aici aplicația, vorbește-mi. Mamă, ce m-am speriat. Mi-a zis aplicația, vorbește-mi. Ok. Se pare că vrea să-i punem întrebări. Ce faci? Cum te simți? Te rog, oprește-te. Păi vor să-ți vorbesc, ori să mă opresc. Cum facem acum? Dezbracă-te că te hau, îmbracă-te că nu mai vreau. Hai, mă, că... Nu știu. Dacă i-am spus. Ce mi-ai spus? I-am spus. I-am spus. Cui ai spus și ce ai spus? Asta e șansa ta să spui povestea, te rog. Dacă vrei ca să ne transmiți ceva... Op, ok. Am ceva ce-l detectează pe ăla? Nu cred. Poți da, te rog, un semn, o pognitură, ceva în jurul meu, dacă chiar ești un spirit. Nedecis. Dacă... Nedecis. Dacă chiar ești un spirit, dacă chiar ești o fantomă, vreau să marș, să-mi bag, a pognit o candelă. Și cred că chiar candela aia, că e de la căldură. Vreau să aud acum o pognitură, o chestie, să influențezi ceva în jurul meu. Mișcă acum aparatul, dacă chiar am de-a face cu un spirit sau cu o fantomă. Ok, mulțumesc. Dacă vrei să-mi transmiți și asta, să iau și spirit box-ul. Băga-mi-aș picioarele, băga-mi-aș picioarele, băga-mi-aș picioarele. Cum a fost asta? Mișcă-l. Și l-a mișcat. Super tare. Îți mulțumesc pentru interacțiune. Intenționez să cumpere alte instrumente pe viitor? Da, chiar intenționez, dar... Cel mai puternic instrument și cel mai... Maria Munteanu s-a abonat pentru prima dată. Respect și îți mulțumesc, Maria.
Instrumentul cel mai necesar este o mașină de tren pentru a ajunge în alte locuri mai șmechere și mai fioroase ca astea. După ce îmi iau mașina, o să avem cu totul și cu totul alte locuri mult mai horror, mult mai cringe. Dacă vrei să ne transmiți ceva, fă-o acum. Au și posturi de radio pe partea cealaltă. Băi, nu știu dacă a vrut să fie un comentariu ironic sau amuzant. Te pup, Vio, stai liniștit. Vedem. Lângă mine. Ești lângă mine în acest moment? Lasă-mă să întrebăm. Ești lângă mine în acest moment? Răspunde-mi, te rog, cu da sau nu. Sunt mulți, sunt mulți. Sunteți mai mulți? Ok. Băi, a zis sunt mulți. Nu a zis sunt, a zis sunt mulți la final. Și daul am auzit, dar la final, acum, înainte să-l închid, a zis sunt mulți. Eu așa am auzit. Bă, radio, bă, m-ați mâncat cu radio, bă, lume bătută în cap ăștia care sunteți cu radio și ziceți de radio. Bă, frate, așa funcționează ăștia. Bun, ok, nu vă place. Mai sunt alții, duceți-vă la alții. Eu sunt doar unul dintre cei 50 care fac chestia asta. Bine, am fost printre primii, dar nu mai contează. Dacă îmi spui și de ce vrei să mă opresc, o să mă opresc. Încearcă să influențeze acest aparat să-mi spui de ce. De ce vrei să mă opresc? Am mai pornit ceva? N-am înțeles ce a vrut să zică. Salut, salut, salutare tuturor. Băi, suntem 4400, vă mulțumesc din tot sufletul pentru prezență și pentru cele 1.000.000 de aprecieri care s-au strâns deja. Incredibil, în 20 de minute de live, 26 de minute, avem 1.000.000 de aprecieri. Mulțumesc pentru tot sprijinul și tot suportul. Ideea și ceea ce vreau eu ca să subliniez este, uitați comportamentul REM-podului aici. Băi, mă mir că mișcă totuși pe cavou. Mișcă, nu prea mișcă. Am înțeles că sunt. E lângă mine. În continuare e ceva lângă mine. Dar vedeți cu toții cum se comportă aici. Câte beculețe are aprinse aici, da? Vreau o țigare, șefule. O să-i dau și țigare, bro. Le dau tot ce vor ei. Le dau și energie, le dau și lumânări, le dau și țigări. Doar să reușesc să surprind ceva pentru niște oameni care apreciază chestia asta la fel de mult ca mine, că pentru mine, pe mine asta mă face să fac lucrurile astea, curiozitatea. Întoarce-te. Întoarce-te. Vrei să mă întorc în locul celălalt, nu? Ok. Avem întoarce-te în aplicație și mi-a cerut să mă întorc. După ce mi-a zis te rog pleacă și toate astea, eu cred că sunt mai mulți, ca să explicăm treaba asta. Părerea mea personală. Repet, voi nu trebuie să o luați de bună, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Îl vedeți cum mișcă aici, da? Ne întoarcem la locul cu pricina, ne întoarcem de unde am plecat. Și o să vedem ce se întâmplă acolo și ce ne spune acolo. Ce fake! Ce fake! Vai! Da, mă, fake! Fake-urile astea mă invidiază. Adidas și Versace nu se demodează. Să vedem dacă mai e fake. E același aparat, repet, aceleași butoane le apăs. Le numărăm, îl setez la range 5. Așa a fost setat și aici. Nu ți-e frică? Băi, uneori mie. Sâmbătă seară mi-a fost puțin serios, mai ales când a lăsat în partea cealaltă. Am cerut de 4 ori să lase aparatul în pace, să încerce să se îndepărteze de el. Păi și poate a fost întâmplare, poate a fost coincidență. Dumnezeu știe ce a fost.
Poate a fost interacțiune 100%, dar l-a lăsat, frate, de 3 din 4 ori. Și unde au dispărut, mă, căței? Au fugit de mine? Au fost doi câini aici. De aia am uitat. Mergem înapoi la Alina, Alina. Uimitor. Uimitor, n-am. A fost ceva uimitor și aplicația spune. Ți s-a părut uimitoare interacțiunea noastră data trecută când am fost aici? De unde ești? Nu mai contează. De la țară. De ce mă întrebi? Vrei să știi ce comună fac de râs? S-a auzit o motocicletă. Antanasia. Antanasia. Arată-te la față. Vor să rearăt inelele. Am un inel cu o piatră Onyx care mă protejează pe mine în funcție de zodia mea. Op, pardon că era să scap telefonul. Și un inel cu o cruce pentru că nu-mi plac bijuteriile. Dar tot timpul uitam cruciulița. Și inelul ăsta dă pe stânga și dau cu stânga bine, dau cu dreapta bine și cu stânga și mai bine. Și dacă vine vreo fantomă la mine, strângem barosul și băgăm mare stângă. Și așa scăpăm. Ce zodie ești, berbec? Se aude un vuiet, se aud motoare. Vin. Vin. Cine anume vine? Mamă, vin. Fiți atenți că m-a luat că vine. Mă bată mama dacă nu m-a încăcat pe mine, normal. Acum, pe bune, asta fără buze, fără mișto, nu știu de ce uneori cuvintele spuse Atanasie și vin. Atanasia și vin. Uimitor. Atanasie, vin. Pedepsit. Pedepsit. Vrei să mă pedepsești sau ești pedepsită? Ok. Mamă, cu cuvinte... Băi, să-mi bag, dacă asta nu zici că s-a auzit din mormânt, băga mea. Uite, bă, ce țeapă mi-am luat, m-am căcat. Mamă, stați că la asta m-a lăsat picioarele puțin. Mi-a zis oraș sau ceva, curaj, oraș. La asta nu mă așteptam să vorbească așa de... Oraș, mă, mâncavaș. Oraș. Era cucuveaua aia și eram atent la sunetul făcut de cucuvea. Curaj, câine fricos. Cred că a vrut să spună. Foarte frumos inelul, de unde l-ai achiziționat, te rog. Acesta a fost făcut cadou de soția mea. Și acesta l-am luat de la Castelul Bran, după ce m-am întors de la Nașu și de la Finu, de la Bacău. M-am oprit să vizitez Castelul Bran. Știți că am făcut și clip atunci și este un magazin de bijuterii acolo la Castelul Bran. Și de acolo l-am luat. Mamă, ce m-am speriat de faza cu oraș. Te pup, Nașule, te pup. Și salut și pe Finu. Pe ăsta nu l-am mai văzut pe aici, prin cea pe la mine, e golan Finu. Trage chiulul. Nu e și lui dor de o cruciuliță așa seara? Puțin de Ileana. A, spune că sunt de la oraș. Andreea, tașcă, nu vreau să mai știe lumea, gata. Sunt de la țară, oameni buni. Sunt de la țară. Sunt cel mai amărât copil de pe pământ. Sunt rupt în cur de foame și umblu seara prin cimitir ca să cerșesc donații și să înșel lumea. Cel mai fals om de pe pământ. Op, băi, uite ce mă dă asta de gol. Tot timpul. Sunt bogat atâta timp cât am credință și l-am pe Dumnezeu cu mine. Ia uite, mă, cum mă... Băi, fantoma asta s-a pus pe mine, dă totul din casă. Mă spune după aia oraș, acum a bogat că mă dădeam și eu sărac. Alina! Ține pentru tine, fata mea. Gata, te citește. Ia o scolă. Aici, am trecut. Aici. Haideți să vedem. Sper că n-ați uitat cum făcea Rempodul acolo. O să facem aceeași setare, aceeași chestie. Aici rămânem până la finalul live-ului, că am zis că nu o să stau mai mult de unul. Maxim unul. Domnul Ioan este aici, că după ăsta luăm. Punem pe același mormânt aceeași treabă. Stai să gonim un gândac. Du-te, uite, bă, ce viteză are ăsta, bă. Lufthansa! Anul carasului, o rupim.
Să vedem dacă trag fantomii la aparatul nostru în seara asta. Cristian Calotă s-a abonat. Băi, îți mulțumesc, Cristian. Lufthansa Airlines. Să vedem ce se întâmplă acum. Ce zice Andreea? David, dacă ne concentrăm puțin, spune aplicația tot ce faci. Nu, iauzi, nu! Deci nu chiar totul, să ne înțelegem. Mamă, băi, pe bune asta face mișto de mine? Ai, acum spune și idiot, te rog eu frumos. Uite, Andreea ți-a răspuns, nu spune chiar tot ce fac, mai păstrează și pentru ea. Pune o Biblie, stai să scoatem asta aici. Deci nu dă chiar totul din casă și să știți că cu da și nu răspunde chiar tot timpul, ceea ce mă surprinde că a zis nu acum. Înseamnă că țin cu mine. Marș, mă. Ia uziți. Ați auzit pugnitura? Ați auzit pugnitura? S-a auzit pe live? Vă rog, spuneți încă da. Atâta. Nu vreau să mă joc cu Oija. Eu vreau să văd deja ce este, nu să provoc altceva. Bine, mai provoc eu pe ăștia, că le mai dau voie să mai... Deci, aceeași fază ca data trecută. 2, 3, 4, 5 din 5. Hai, comparați ce face Rempodul aici și ce a făcut în partea cealaltă, pe celălalt mormânt. Repet, după ce mi-a descris o întreagă poveste, aplicația, care este o simplă aplicație, vânătorul de fantome stai liniștit că punctele pe care ți le-am oferit și faptul că am intrat cu tine în gazdă, am intrat de drag. Îți mulțumesc că mă urmărești și nu merge cu împrumuturi. Om fi noi de la Craiova, dar nu suntem cămătare aici. Adică dacă sunt persoane la care intru și ofer câte ceva pentru că mă apreciază, ofer din ce am și eu și din ce păstrez acolo. Bate vântul, frate. Da, mă, numai aici bate vântul. Uite, s-a găsit unul să-mi explice de ce face rempodul așa aici. Și suntem în același cimitir, pe mormântul lui Ioan bate vântul și pe mormântul din partea cealaltă a uitat vântul să bată. Nu-i place? Ce anume nu-i place? Nu-i place că sunt aici? Opa, e ceva sub cavou. Nu e, frate, aplicația m-a făcut că aici a vorbit. Bun, punem dacă e ceva sub cavou aici, punem în partea asta. Da, să-i dăm că s-a... Na. Și sub cavou ăsta e... Na, că l-am mutat. Hai, altă teorie, mai explicați altceva. De ce îmi face chestia asta aici? În toate becurile, repet. Îmi place coniac, mi-a zis, mă. Nu, bogat, coniac nu-i place. Nu-i place coniacul? Coniac. Iar bate vântul. Păi uite, aici lapără, acolo lapără. Acolo sunt bălării. Aici e mormântul ăsta. N-are de-a face vântul în niciun caz, vă spun eu sigur. Am fost cu el în pădure, pe marginea drumului. Vântul nu influențează antena. Ok. Cadouul nu-l mai punem, că nu le mai place. MF-ul nu le mai place în momentul în care folosim rempodul. Sau îl punem, mă, și pe ăla. Îl punem, mă, frate. Dacă tot am ieșit la pescuit, ieșim cu tot arsenalul. Hop. Eu, vede ăsta. Îmi dau ăștia. Unde suntem? Unde suntem? Suntem în cimitir. Ba da, mi s-au întâmplat lucruri paranormale. Sunteți 4100 pe live. Am postat pe YouTube faza cu steagul de la gura racului, când a luat, părea că a luat foc pe live și n-a fost nimic care să facă chestia asta să-l influențeze. A fost un orb de lumină, o ființă, o creatură, ceva de foc în pădurea Radovan, la 50 de metri în fața mea. Au fost capturi de ecran, am avut dovezi pe profil, dar le-am șters din cauza comentariilor răutăcioase. Nu, țeava am, spunea cineva de țeava, țeava cu scântei. La țeava am elucidat misterul, țeava care scotea sunete și părea că iasă un abur din ea. Era din cauza că erau niște păsări care au avut cuiba acolo.
Da, a fost. Uite, a fost live-ul cu Spiritbox-ul. Hai să mai încercăm să vă mai arăt o dată. Deci fiți atenți principiul de funcționare al acestui aparat. Nu știu eu cum merge, schimbă frecvențele. Bătut? O să fiu bătut? Sau ai fost bătut? Răspunde-mi, te rog, cu da sau nu. Dacă vine cineva să mă bată, că mi-e frică. Așa. Vreau ca să vă arăt chestia asta. Vedeți aparatul ăsta? Când îi dau drumul, am văzut că se stinge ecranul. După ce îi dau să caute, se stinge frecvența. Da? La un moment dat se stinge ecranul. Nu știu, uneori se stinge după 2 secunde, uneori, uite cum e cazul, acum nu se mai stinge. Uite, acum l-a stins. Ok. Ăsta era exact în aceeași poziție și are un buton din care se aprinde ecranul. Uite, de aici iară se aprinde, de aici se și stinge. Eu am încercat, că n-avea baterie, să l-am stins așa, să economisesc bateria. Ca să-l dau mai încet să nu mai bârâie, așa enervant. Am încercat, eram într-un cimitir, am încercat să-l las cu lumina stinsă, și uitați cum e acum, să nu mai consume baterie și să pot să-l folosesc. Ei, a văzut toată lumea, uite, acum nu se mai aprinde, nu face nimic. Eu încercam să-l las cu ecranul stins și ecranul mi se aprindea singur. Deci eu cum luam mâna, se aprindea, stingeam și se aprindea așa, singur. Stingeam, el se aprindea. Am încercat să-l las și să încerc să mă joc cu el așa. Pentru că nu puteam să-l las stins, l-am lăsat aprins și vorbeam. Și explicam, dacă ești aici și dacă un spirit face treaba asta, te rog frumos să aprinzi, nu, să stingi acest ecran, că tot timpul mi-l aprindea. Ce credeți că s-a întâmplat? Pune-l înapoi. Ce să pun, mă, înapoi? Pune-l înapoi. Nu știu ce să pun. Pune-l înapoi. Să nu-i bloca soția. Nu le mai pun, că s-au găsit tot felul de deștepți. Le-am șters. Live-ul în care a făcut treaba asta Spiritbox-ul este pe YouTube, îl puteți revedea cu toții. Dar capturile de ecran și așa mai departe, eu nu mai pun postări cu capturi de ecran din timpul live-urilor, că s-au văzut o grămadă de orătănii, o grămadă de fețe, o grămadă de cranii, o grămadă de chestii surprinse de oameni. Și... ia stai, că nu ți-l greșit... Nu ți-e rușine cu prostiile astea, ești om în toată firea. Antonio Raul Răducan. Bro, dacă pentru tine sunt prostii, pentru 3500 de persoane nu sunt prostii. Dacă ție ți-e rușine cu chestia asta, părăsește live-ul, bro, blochează-mă și nu mai dai de mine. Să pun rempodul înapoi. Tasca, să-i dăm rem 0. Acum e la 1. Seta la... mamă, și la range 1 îmi dă, frate, maxim. Îi dăm din nou rem 0. Fiți atenți că aici e apogeul. În prima seară nu mi-a făcut decât la range maxim. În toate becurile, acum am dăm toate becurile la cel mai scăzut range. Hai de capul meu. Mamă! Pune-l pe cruce, l-am pus și l-am încetinit puțin. Nu mă mai urc pe mormânt, l-am pus seara trecută. Nu, tot o să fac, chiar dacă îl pun pe cruce. Am făcut chestia asta data trecută. Haideți să spuneți ce întrebări vreți să pun în Spirit Box. Asta vrea să joacă cu tine, mișcă rempodul. Îl mișc, vă fac ce... adevărat, Florin Salam. Îl mișcăm, îi dăm iară RAM 0, temp 0, ramp 0. Îl resetăm din nou. Ia uite-l. Repet, singurul loc în care îmi face la modul ăsta. Cadu-i poți să-l pui lângă rempod. Nu știu dacă interacționează cu el, că poți să încerc să-l las în același loc. Ia să vedem să-l razm de rempod și cadu-i. Nu, dar interacționează unul cu altul, văd.
A, nu. Cred că cadoiul doar ia... Uite, vezi? Rempodul nu simte cadoiul. Dacă cadoiul simte, cred că electricitatea din bateria de la Rempod și foșnește. Nu știu cine este Anastasia, că data trecută era Alina. Alina, mai ești aici cu mine? Da? Cum a răspuns? Bă, lasă-o, bă, încolo de treabă. Fake, nu? Da, mă, când am întrebat de Alina, a început să miște. Întreabă cine e. Nu o să-și dea niciodată numele. Filmează în jur. Filmăm și în jur. Ușor. A, da, chiar, bă, bună, bine, bună întrebare, Maria. Chiar foarte bună întrebare, o să întreb imediat. Îmi poți spune, te rog, cine era femeia de aseară, dacă ea era vrăjitoarea la care făceai referire prima dată când a venit aici? Știai că o să vină în acest cimitir? Încearcă să influențeze aplicația. Sau dacă nu... N-am, mișcare, să-mi bag picior. Sunt patru. Sunt patru spirite, sunt patru ce? Ok. Sunt patru. Da, fumez, fumez. Acum am stins țigara. A fost fum de la mine. Dacă ați văzut ceva mișcând pe acolo, era fum de la mine. Marș, mă. În față. 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 Ce în față? Față. Ce anume în față? Bă, față nu mi-a mai zis, frate. Cartea 4. 4 femei. Întreabă-mi spui, 6 cai frumoși, 4 vrăjitori. S-a dat drumul la glume în chat. Băi, față. Față eram aici. Băi, în față că e geamul deschis, frate, că sâmbătă seara nu era geamul ăsta deschis. Dă înapoi la geamuri. Ceva în față. Păi aici eram când mi-a spus față. Și geamul ăsta să dea boala dacă a fost așa deschis când am fost data trecută aici. Bine, poate a venit cineva la mormânt și l-a deschis. Era închis. Știu că era închis. Era crăpat, nu era atât de deschis. V-am arătat, am fost lângă el să vă filmez pe lângă el. O să vedeți reluarea live-ului când o postez. Era crăpat, dar nu atât de mult. Că am fost și acolo să încerc să filmez înăuntru. Bine, nu e prea corect să filmez înăuntru și n-aș vrea să filmez înăuntru. Nevastă mi-a spune că era deschis. Era deschis, iubire, mi-a trimis mesaj pe WhatsApp. Era deschis, dar era crăpat atâta. Nu era crăpat cât e acum. Acum e crăpat. Merg lângă el. Uite, bă, mă contrazice nevastă mea. V-am spus că e cel mai mare hater al meu. Mamă, cât are mucu, am crezut că e șarpe. Ah, e deschis de-a dreptul. Că am vrut să filmez înăuntru. Uite, e ceva pe acolo. Marș, că mi-a zis ceva. M-a luat și ceva de picior când să mă întorc. M-a luat o creangă de picior. Este imposibil, față este imposibil. Era deschis la fel și data trecută? Ok, atunci am cer scuze dacă m-am încurcat eu. Probabil îmi iau filme. Mi-a trimis și pleti. Mesaj și mi-a spus că era deschis la fel și data trecută. Ok, îmi cer scuze. Dacă și nevastă mea și pleti zic aceeași chestie, poate n-am băgat eu bine de seamă. Îmi poți spune, te rog, ce era cu femeia aici seara trecută? Seara trecută, sâmbăta trecută. Am turbat de tot cu seara. Băi, se vede că sunt zăpăcit de la oboseală. Femeia respectivă era vrăjitoarea de care mi-ai spus? Răspunde-mi, te rog, cu da sau nu. Daria.
Sau doar ea? Femeia respectivă era vrăjitoarea de care mi-ai spus? Marș, mă, că a dat și în remport și în cadou. Uită-te! Băi, s-a văzut la voi când a dat și în ăsta și în ăla, că au licărit amândouă în același timp. Dar cadou i-a licărit doar o dată. Maria. Miron, Cristina, ziua mea, pot să spui la mulți ani, te urmăresc de mult timp. La mulți ani, sănătoși și fericiți, Miron, Cristina, împreună cu toți cei dragi ție, cu toată familia, îți urez tot binele din lume și vouă tuturor celor care sunteți cu mine și nu numai, și haterilor. Chiar vă doresc tot binele din lume și vă mulțumesc din suflet pentru suport. Și dacă e ziua ta, îți mulțumesc. Mai aproape unde? Încearcă să mă îndrumi, te rog. La mulți ani, Cristina, încă o dată. Alina. 96 ca followeri. Vă mulțumesc din suflet. Cei care încă nu v-ați, care n-ați dat încă urmărire și mă urmăriți doar așa că intru pe For You, dacă vă place ceea ce fac, uite Guanga. Unde este Guanga? Hai să prindem Guanga. Unde este Guanga? Toată lumea Guanga. Am maltratat o Guangă pe live. Sunt un rahat de om. Am băgat-o în boale. Poate asta vorbește acum cu mine. Du-te. Uite mă, iar a dat cine la cine ăla. Bă. Da, a spus ceva aplicația, dar m-am uitat la K2 că a mișcat și ăla odată cu Rempodul. Dar ce face acolo? Stau. Dar nu facem nimic ca șeful, stăm. Stăm cu minți. Urmărim aparatele. Ne jucăm la pochenele. Roșie, neagră, roșie, neagră. Apă plată, băi! Incomod, mi-a zis. De ce mă întrebi ce fac aici? Cânt, uite, cânt. Alina, Alina, dă tare rempodul ăla, dacă ești încă aici cu mine, încearcă să ajungi la becul măcar al doilea. Hai că-i pe range 0. Doamne, ce repede îi vezi pe ăștia. Nu știu, e defect. Întreabă câți ani are, ne jucăm. Mută locul. N-am unde să mă mucă, plec. Am zis că am intrat doar pentru a-i mulțumi Andrei Petronela că mi-a oferit o grămadă de cadouri. În seara asta, în timp ce eram în gazdă. E în fața ta. În dreapta. Sunt două cruci aici. Oh, Darius, mă sună Darius. Ah! Îmi cer scuze pentru pauza forțată. A sunat Darius pe Insta din greșeală și după aia am dat să-i respind și nu știu cum am apelat din nou. Merge? S-a dus, nu m-am dus, băi. Când credeați că nu mai sunt, m-a ridicat de la pământ. Nu, fraților, nu. M-a sunat Darius din greșeală, m-a sunat Plipli din greșeală, că am vorbit cu el astăzi. Și după aceea când să-i dau cu ocupat, l-am apelat eu. Alina, dacă ești aici, în acest moment, hai să mai facem o dată chestia asta. Te rog, lasă aparatul. Ce mai vreți, oameni buni? Ce mai vreți? Cât a ținut treaba asta? Cât a ținut de data asta acum? Nu știu. Ce mai pot să vă fac?
Să vă demonstrez că avem interacțiune. Pe bune. Na, poftim. N-are... Chiar aici. Sunt chiar aici. Marș, mă. Băi, marș. De un milion de ori marș. Sunt chiar aici. L-a lăsat și îmi spune aplicația. Sunt chiar aici. Poftim. Care mai râde de aplicația mea? Mânca mi-ați aplicația. Ăștia care ziceți că prostez lumea cu aplicația. Care mai râdeți de ea acum? Pe asta o rup din live și o postez pe TikTok ca să vadă toată lumea. Hai, care e probabilitatea că ăla de o jumătate de oră merge acolo în continuu? Care era probabilitatea să lase exact în perioada aia? Nu se vede nimic. Hai, mă rog. Păi nu știu ce vrei să vezi. Dacă vrei să iasă din cavou de acolo, din mormânt și să mă strângă de gât, probabil nu o să vezi chestia asta. Mamă, ce senzație. Vai de capul meu. Ce coincidență e asta? Întreabă ce s-a întâmplat cu ea. Mi-a spus ucisă, dacă îmi spune iară mor. Îmi poți spune ce ai pățit, Alina? Din câte îmi dau seama, ești un spirit bun. Pentru că ai încercat să mă avertizezi de o grămadă de chestii. Dar aș vrea să știu povestea. Îmi poți spune ce ai pățit? Dacă spune ucis în ăsta mor. Gabriela mi-a zis, nu credeam că a zis ucis, acum nu mai este un nume. Dar nu spune nimic a Spirit Box-ul. Din păcate nu înțeleg, a zis ars? Nu, mi-a zis ucis, tot aplicația când mi-a zis numele. Făcut. Ars făcut. Ai fost ucisă? Răspunde-mi, te rog, cu da sau nu. Sau hai să ne jucăm cu aparatul, fii atentă. Dacă într-adevăr ai fost ucisă, lasă-l din nou, încearcă să te îndepărtezi de el și lasă-l pentru 2 secunde, 3 secunde, încearcă să vii mai aproape de mine. Ai fost ucisă? Nu. Sau da? Nu. Ai ucis pe cineva și asta e pedeapsa ta? Dacă da, te rog să te îndepărtezi de lângă aparat. Păi stau și mă uit la el ca prostul, nu știu, mi s-a părut că pentru o secundă a făcut mai rar puțin, dar n-a fost ca atunci când a rugat să iasă. Nu știu dacă să merg pe firul poveștii de sâmbătă, cum a fost povestea descrisă, dar în orice caz, ia întreabă, ce s-o întreb? Ce că ia întreabă, vă spune și întrebarea, bro. Da, a fost ucisă. Nu știu dacă a fost, că nu s-a îndepărtat ca atunci când a spus că dacă e lângă mine, să-l lase. Și să spună, sunt chiar aici, din partea astălaltă. A făcut întrebări de sarcine. Câți ani ai avut? Care este întrebarea? Îmi poți spune... Dar nu știu dacă merge treaba asta. Câți ani are acum? A rămas la vârsta la care a murit? Poți să-mi spui la ce vârstă ai murit? Mătușă. Scade temperatura constant. Deci scade temperatura constant, au scăzut câteva grade bune. Uite cum face senzorul de temperatură. Scade temperatura constant lângă aparat. Ok. Și a dat și... Op. Îmi poți spune, te rog, dacă te-ai sinucis? Răspunde cu da sau nu la întrebarea asta. La crimă n-ai... Mi-ai spus crimă, dar nu știu care e faza cu crima. Nu prea mă duce capul să dezlușesc, să pun cap la cap toate semnele, dar vreau să-ți aflu povestea. Vreau să răspunzi cu da sau nu dacă te-ai sinucis. Spun ceva. Uite, mă, s-a stins ecranul. Poți să aprinzi ecranul la Spirit Box? Da, a zis un bun.
Aprinde, te rog, ecranul la Spirit Box. La revedere. Nu-i place. Zicea cineva că e o goangă lângă aparat. Băi, oameni buni, tu-i goanga măsii și tu-i rasta măsii de goangă. Uitați! Na! Asta nu face decât când ești foarte aproape. Unde vedeți goanga? Băgaia-și goanga în dos. Iete, nu e nicio goangă. Chiar nicăieri și tot așa face. Iete. Lăsați-o în măsa în cur de goangă. Da, simt acum că a scăzut temperatura. Când face grahatul ăsta ca toate visele, chiar se simte că scade temperatura. Uitați părul pe mine. Se ridică părul. Și e cald afară, că a murit de cald toată ziua. Încercăm să facem o schemă. Mamă, nu am pe aia cu roșu. Băi, ce aș fi vrut să am camera aia cu termoviziune? Să văd așa în jurul ei când... În jurul aparatului, când scade așa și blicăre cu nervi, că scade temperatura. Mai aruncăm o privire în jur și gata, terminăm pe seara asta, că a fost interesant și în seara asta. Avem 1.500.000 de aprecieri, vă mulțumesc din suflet. Dați o urmărire pentru următoarele live-uri, cei care vreți să vedeți unde mai merg. Satana. Ok. Pe asta nu mai cred. E aici cu mine? E lângă mine? E în acest loc? Am mișcat și ăla așa la puțin. Pot să-i văd și eu un corn? Mi-a zis Satana. Unde mergi? Merg acasă. Mâine mai faci live? Nu știu. Anunț. Dacă fac, o să anunț la story. Anunț la poveste. Nu știu în ce locație să mai merg mâine. Vreau să schimb locațiile. Baie. Vrei să fac live din baie mâine? Băi, bateria la chiuveta de la bucătărie mi-a spart-o. Să-mi lași dușul în pace, că vreau să fac duș când ajung acasă, să fiu fresh mâine la muncă. Oameni buni, asta a fost interacțiunea în seara asta, așa s-a întâmplat ce ați văzut. Repet, ăla n-are telecomenzi, n-are nimic. Așa funcționează paranormalul, sunt emisiuni și oameni care filmează ani de zile să surprindă ceva. Eu consider că am reușit să surprind din nou. Pe mine, dacă mă întrebați personal, nu vă rog să mă credeți. Dacă vă place ceea ce vedeți, mă urmăriți în continuare. Dacă nu... David, întrebăm aplicația unde mergi? Aplicația unde mergi? Voctorița. Nu știu ce e asta. Și dacă cineva, repet, crede că am băgat eu cuvinte în aplicație, eu de fiecare dată m-am justificat. Singurele cuvinte care sunt băgate sunt da și nu. În rest, nu există cuvânt personalizat în aplicație. Uite, pot să adaug eu acum, dau anulare, dar este da și nu, pentru că nu prea spune da și nu și am vrut ca să-mi răspundă cu da și nu. Când pun întrebări. Și tot nu răspunde. David, cât mai stai? Nu prea mai stau, oameni buni, că la 7 sunt în picioare. Eu am pornirea grea, la 8 trebuie să fiu la muncă, la 7 sunt în picioare. Oricum de când fac live-uri sună ceasul de câte 2-3 ori până mă ridic. Noroc cu nevastă mea, săracă, acum mai suportă și ea să mă trezească. Eu am și un somn dintre ăsta de poate să dea Putin cu bomba lângă mine, că nu prea mă trezesc cu una, cu două. Repet, nu era programat live-ul din seara asta și știți cu toții. A fost un semn de mulțumire pentru cadourile primite de la Andreea. Puteam să stau acasă, pe altul durea în dos. Punctele erau primite și așa mai departe. E felul meu de a vă mulțumi și de a vă recompensa la rândul meu și eu pe voi. Când alegeți să oferiți ceva. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, poate să zică în continuare că profit, că înșel și să fie sănătoși. Să înșele și ei ca mine. Și dacă am înșelat pe cineva... Uite, așa să-mi ajute Dumnezeu. Băi, ce-am făcut? S-a prins ceva în rucsac? Stați așa să stingem asta. Mi s-a părut că e o lumină. A, este o lumină. Este o lumină în fundul rucsacului. S-a aprins lanterna. Bă, mă miram că... Ia fiți atenți. Nu știu dacă vedeți pe jos. Mișca ceva pe lângă mine. Mamă, ce m-am speriat să dea boala. Este lanterna cealaltă de cap.
Mamă, cum a fost asta? Am crezut că a venit Alina la mine să mă pupe. Băi, să dea boală. Nu-mi dădeam seama ce e. E cealaltă lanternă de cap, de o aveam de rezervă. Ia uitați, s-a aprins. Ce ai făcut, Bobiță? S-a apăsat în rucsac. A zis că vine Alina să-mi dea mare pup. Oameni buni, sunteți minunați și mă înclin în fața voastră. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și toată susținerea. Mulțumesc pentru timpul acordat, mulțumesc pentru cadourile oferite, mulțumesc pentru atenție și pentru vorbele frumoase. Ținem aproape și vedem, anunț și pe Discord următorul live. O să anunț și la poveste. Și Doamne ajută să fie bine la toată lumea. Vă urez o seară frumoasă și numai bine tuturor!